Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și să deschideți Bibliile în prima carte, Geneza, capitolul 6. Vom citi Cuvântul Domnului cuprins între versetele 3 și 7. Geneza, capitolul 6, versetele de la 3 la 7. Seara aceasta am ajuns la lecția numărul 4, învățătura despre păcat sau hamartiologia. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, că și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremea acelea și chiar după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, că îmi pare rău că i-am făcut. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Hamartiologia este învățătura despre păcat, după cum bibliologia este învățătura despre Biblie sau teologia este învățătura despre Dumnezeu sau Hristologia este învățătura despre Hristos. Lecția numărul 4, doctrina sau învățătura despre păcat. Contrar opiniei publice, Biblia afirmă că omul este păcătos și nu mai este normal, așa cum l-a creat Dumnezeu. În general, prin păcat, înțelegem încălcarea conștientă și voluntară a dreptății, a legii și a voiei lui Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 3, versetul 4 sau în capitolul 5, versetul 17. Dar și refuzul voluntar de a face un bine pe care poate să-l facă. Iacov, capitolul 4, versetul 17. Respectiv, păcatele de comitere când faci ce nu este voie sau de omitere când nu faci ceea ce ești obligat să faci. Omul este un rău din punct de vedere moral. Sunt în lume și rele care nu sunt păcate pentru că nu au o implicație morală. De pildă, atunci când automobilul ruginește, este rău, dar nu e un rău moral. Un cutremur de pământ este rău, dar nu are implicație morală. Îmbătrânirea este un lucru rău, dar nu este păcat. Un leu, un animal sălbatic care omoară un om, e un lucru rău, dar nu înseamnă că leu a păcătuit. Ceea ce vreau să spun este că în lume se petrec rele care, neavând implicație morală, nu sunt păcate. În primul rând vreau să vorbim despre originea păcatului. Primul păcat în univers nu a fost săvârșit în lumea oamenilor, ci în lumea îngerilor. 2 Petru 2 cu 4. Și a fost un act de bunăvoie, cu bună știință și în deplină cunoștință de cauză. Biblia ne spune că primul păcat a fost făcut de Lucifer. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, pentru că el a păcătuit la început. Răul nu a fost creat de Dumnezeu. Răul nu este întâlnit printre lucrurile create de Dumnezeu, ci el a apărut în univers ca o consecință a alegerii de răzvrătire a lui Lucifer, unul dintre liderii îngerilor. Cauza păcatului lui Lucifer a fost mândria. Sursa mândriei a fost frumusețea lui. Citim Ezechiel, capitolul 28, versetele 13, 15 sau 17.
El a avut intenția să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu din mândrie și să uzurpe tronul lui Dumnezeu, ajungând mai mare decât Domnul. Însă Dumnezeu l-a pedepsit și l-a aruncat în văzduh, făcându-l din luceafărul strălucitor, din fiul al zorilor, potrivit lui Isaia, capitolul 14, versetul 21, un satan, adică un adversar, un oponent al lui Dumnezeu, un diavol, adică cineva care uzurpă, cineva care calomniază, sau un Apolion, adică pe cel care distruge. Primii oameni în Eden au fost și ei instigați de diavolul în persoana lui Adam și Eva și aceștia au urmat exemplul diavolului să nu asculte de Domnul, să dorească mai mult decât Dumnezeu le-a dat și i-a făcut și au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, călcând pe urmele celor care i-au instigat, adică pe urmele diavolului. În al doilea rând vrem să vorbim despre căderea omului în păcat. Păcatul a intrat în lume prin neascultarea primilor oameni, Eva și Adam. Așa cum ne relatează prima carte a Bibliei, Genesa, în capitolul 2, versetele 15 la 17, sau capitolul 3, de la versetul 1 la 24. Eva a fost ispitită de șarpe, apoi Adam, din dragoste pentru Eva și ajutat de ea, a păcătuit și el. Este ciudat faptul că Eva a fost oferită lui Adam ca să-i fie un ajutor potrivit. Ea i-a fost un dușman potrivit. Ea trebuia să-l încurajeze pe Adam să nu aleagă să mănânce din fructul oprit. Ea nu numai că nu l-a împiedicat, dar l-a și îndemnat insistent să facă lucrul acesta. În această secvență a istoriei, Eva n-a fost un ajutor potrivit, ci un încurcător potrivit. Privind la primii oameni care au păcătuit în grădină, vom observa că ei au pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, au manifestat necredință în cuvântul lui Dumnezeu și apoi neascultare, cei trei pași care conduc pe un om care cunoaște adevărul la neadevăr. Îndoiala, necredința și neascultarea. Dumnezeu l-a așezat pe om stăpân peste tot pământul. Însă calea de a stăpâni trece prin stăpânirea de sine. Niciun om care nu se poate stăpâni pe sine nu poate stăpâni peste altcineva, absolut sub nicio formă. Autoritatea pe care un om o are să stăpânească este direct proporțională cu intensitatea stăpânirii de sine însuși. Atunci când vorbim despre căderea omului în păcat, în mintea noastră se nasc câteva întrebări. Și chiar dacă în mintea noastră nu se mai nasc, deoarece cunoaștem scripturile, aceste întrebări se nasc și sunt legitime în mintea oamenilor care nu sunt cititori ai Bibliei în mod obișnuit. Prima dintre ele probabil este, cum a putut un om ca și Adam și Eva, oameni sfinți, să păcătuiască? Cum au putut să păcătuiască? Aceeași întrebare ne opunem și cu privire la diavolul. Diavolul a inventat răul prin păcatul pe care l-a făcut. Cum a putut diavolul fiind sfânt să păcătuiască? Cum a putut Eva fiind sfântă să păcătuiască? Cum a putut Adam fiind sfânt să păcătuiască? În concluzie, întrebarea, cum au putut oamenii sfinți să păcătuiască? Chiar dacă răspunsul total la această întrebare depășește capacitatea noastră de înțelegere, totuși, observăm câteva aspecte care sunt un răspuns la această întrebare. Adam și Eva au fost creați liberi din punct de vedere moral, având capacitatea să păcătuiască sau nu, în funcție de alegerea lor. Ei nu trebuiau să păcătuiască, ei au ales să păcătuiască. Dumnezeu le-a dat libertatea să facă ce vor. Ei au folosit această libertate și au ales să păcătuiască. Este adevărat că Dumnezeu putea să le interzică să păcătuiască, dar atunci nu mai erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a creat ca pe sine și le-a oferit din respect demnitatea să aleagă să facă ce vor cu viața lor. Aveau libertatea să aleagă păcatul și aveau libertatea să aleagă neprihănirea. Ei au ales să păcătuiască și Dumnezeu le-a permis asta. Dumnezeu
a fost drept atunci când le-a permis să păcătuiască, pentru că a fost alegerea lor. Dumnezeu nu a inventat roboți pe care să-i programeze să practice neprihănirea. A doua parte a răspunsului. Ispitirea primelor oameni a fost diferită de cea a lui Satan, deoarece la ei ispita a venit din afară, nu din interior. În Satan, ispita s-a născut în el. La Eva și mai apoi Adam, ispita a venit din afară. De aceea Satan a devenit Satan, pentru că s-a născut răul în el. De aceea Adam și Eva n-au devenit Satan, pentru că ei au fost ispitiți din afară. Chiar dacă au fost ispitiți din afară, Eva și Adam au avut posibilitatea să aleagă și au ales. De aceea omul este responsabil de alegerea lui. Și astăzi, ca și atunci, omul are libertatea să aleagă între Dumnezeu și diavolul, între neprihănire și păcat, și ceea ce alege este alegerea lui. Dar împreună cu alegerea, omul are și responsabilitatea alegerii. Nu vă bucurați că aveți libertatea să alegeți. Speriați-vă de responsabilitatea care decurge din această teribilă libertate. Nimic nu se plătește mai scump decât dreptul să alegi, pe care îl are fiecare muritor. A doua întrebare, cum a putut un Dumnezeu drept și bun să îngăduie ca omul să fie ispitit de dușmanul său, diavolul? A fost nevoie ca omul creat de Dumnezeu să fie testat. Dumnezeu l-a creat pe om cu puterea și dreptul de a alege, de aceea l-a supus pe om la test. 2. Nevoia omului de a alege. Dumnezeu l-a creat pe om cu dreptul și posibilitatea să aleagă, de aceea i-a oferit posibilitatea. 3. Nevoia unui ispititor. Satan a căzut fără să fie ispitit din afară. El a fost împins de propria mândrie interioară. Ori dacă omul ar fi căzut și el ca Satana, ar fi devenit Satana. Dar omul a fost ispitit din afară, de aceea a rămas om, dar a murit spiritual. Murind spiritual, a murit veșnic și a murit și mai târziu și fizic. Omul însă a avut puterea să reziste ispitei. Dacă omul ar fi ales să reziste, putea să reziste, dar nu a vrut. Țineți minte acest argument. Omul a putut să reziste ispitei, dar nu a vrut. Aici este păcatul. A treia întrebare, cum a putut să fie asociată o pedeapsă atât de mare cu o neascultare atât de mică? Care e neascultarea? Să nu mănânci din fructul pomului oprit. Care este pedeapsa? Pedeapsa este complexă și foarte mare. Întrebare, cum se poate asocia o pedeapsă așa de mare cu un păcat în aparență așa de mic? 1. Sau prima încercare de răspuns la a treia întrebare. Nu este nevoie de fapte mari pentru a dovedi loialitatea sau trădarea față de cineva. Nu este nevoie de fapte mari. Trădarea sau fidelitatea se dovedesc în egală măsură prin fapte mari și fapte mici. Atunci când o persoană este infidelă sau fidelă, nu mai are importanță dacă dovezile sunt mari sau mici. A doua încercare a unui răspuns, porunca lui Dumnezeu nu a fost mică să nu mănânce din fructul oprit. Ea a implicat pretenția lui Dumnezeu, care a fost autoritate supremă pentru oameni. Ascultarea interioară a fost verificată printr-o poruncă exterioară. A treia încercare de răspuns, Dumnezeu a fost cinstit și l-a informat pe Adam, înainte să păcătuiască, despre implicațiile teribile care le va avea eventuala cădere, eventualul păcat. Dumnezeu i-a spus lui Adam cât de gravă va fi consecința păcatului. Și totuși, Adam și-a asumat păcatul și mai apoi a fost responsabil să-l suporte. Aș vrea în al treilea rând să vorbim despre natura păcatului. Păcatul are două aspecte. Acum aș vrea să vă încordați conștiința și discernământul și să fiți foarte atenți, pentru că ceea ce urmează să spunem acum este absolut important. Asta nu înseamnă că n-a fost important până acum, dar ceea ce spun acum este mai greu de înțeles decât ceea ce am spus până acum.
Atunci când vorbim de natura păcatului, trebuie să înțelegem că păcatul are două aspecte. Are un aspect principial și un aspect personal. Aspectul ca principiu, păcatul ca principiu, înseamnă că păcatul este o lege. Și aici nu-i vorba de păcatul de a consuma alcool, de a fuma, de a te droga, de a minți sau de a fura. Nu, ci vorba de păcat ca lege, ca principiu. În primul rând, păcatul nu e vorba de cel practicat de oameni în mod sporadic. Păcatul minciunii, păcatul infidelității. Nu, ci este vorba de păcat ca principiu, adică ceva făcut împotriva lui Dumnezeu. În primul rând, vreau să înțelegem că păcatul este un principiu, este o lege, ca și legea gravitației, ca și legea vieții sau a morții. Acest principiu are autoritate asupra oamenilor datorită blestemului sub care trăiesc oamenii și renunțarea prin necredință la Dumnezeu. Când un om respinge credința, Biblia și pe Dumnezeu manifestând necredință, omul acela devine înfășurat în principiul păcatului și de aceea face păcate personale, fură, minte, curvește și toate celelalte. Pentru că el este sub puterea principiului păcatului. Este în fire. Principiul, păcatul în primul rând e un principiu, e o lege. Atunci când sări din avion, nu rămâi în aer, ci forța gravitației te atrage. Și pentru că te atrage, te izbești de pământ dacă n-ai parașută și mori. În primul rând, gravitația este o forță care are consecințe. Te omoară pentru că te izbește de pământ. Păcatul, în primul rând, e un principiu. Și dacă nu te arunci în brațele lui Hristos prin pocăință și credință, acest principiu te domină. Acest principiu are autoritate asupra vieții tale. Și pentru că el te cucerește și te înfășoară în lumea lui, atunci ești predispus să manifesti în mod personal anumite manifestări care sunt păcatele personale. Cine nu este supus păcatului ca principiu nu va avea păcate personale. Dar cine este înfășurat, cine e cucerit, dominat total de păcat ca principiu, cine trăiește în fire, cine stă despărțit de Dumnezeu, cine respinge pocăința, cine nu trăiește în credință, cine nu stă lângă Dumnezeu, cine nu trăiește cu Dumnezeu, cine nu iese din blestem să se așeze sub binecuvântarea lui Dumnezeu, trăiește în lume, trăiește în păcat ca principiu, nu păcatul de nu știu care fel, ci păcatul ca principiu. Și atunci, pentru că e dominat de păcat ca principiu, oricât de tare s-ar ține, el va manifesta păcate personale. Poate nu fumează, dar bea. Poate nu bea, dar curvește. Poate nu curvește, dar minte. Poate nu minte, dar e idolatru. Poate nu idolatru, dar e ipocrit. Poate nu ipocrit, dar e mândru. Poate nu-i mândru, dar este lacom. Poate nu-i lacom, dar fură. Poate nu fură, dar... Și lista continuă. Una e păcatul ca principiu și alta sunt păcatele personale pe care omul le face, pentru că păcatul ca principiu l-a subjugat, l-a cucerit și îl domină. Este foarte important să înțelegem asta. De ce e foarte important să înțelegem? E foarte important să înțelegem pentru următorul lucru. Dacă păcatul ca principiu funcționează în viața ta, n-ai nicio șansă să nu faci păcate personale. Ele sunt consecința domniei păcatului în viața ta. Dacă te smulgi din fire și ieși de sub legea păcatului ca principiu, prin pocăință față de păcat și prin credință față de Iisus Hristos, atunci păcatul ca principiu rămâne să funcționeze în univers, dar nu mai are autoritate asupra ta. Ploaia e un principiu. Ea înseamnă să cadă apă din cer sub formă de picături pe pământ. Însă poți să anulezi principiul ploii? Nu. Dar poți să-l anulezi pentru tine. Îți cumperi o umbreluță, o pui deasupra ta și plouă în jurul tău, plouă peste alții, dar nu mai plouă peste tine.
Principiul ploii rămâne existent în univers, dar asupra ta nu mai are putere. Când te pocăiești, principiul păcatului funcționează în univers, funcționează peste fiii oamenilor, dar nu mai funcționează peste tine, că tu te-ai așezat sub umbrela iertării lui Dumnezeu și acum nu mai faci păcate personale pentru că nu mai ești dominat de principiul păcatului. Acum faci fapte în Hristos pentru că ești dominat de Hristos. Este fundamental să înțelegem acest lucru. Dacă am înțeles acest lucru, imediat ne pocăim. Păcatele de care Domnul Iisus Hristos, păcatele personale de care Domnul Iisus Hristos vorbește frecvent în Noul Testament, sunt următoarele. Am să vă dau doar câteva exemple. Sacrilegiul templului, Matei 11, 15 la 18. Ipocrizia sau fățărnicia, cum spunem noi, Matei 23, 1 la 36. Lăcomia, Luca 12 cu 15. Eu le spun în ordinea frecvenței sau în ordinea repetării pe care Domnul Iisus Hristos o face. Cu cât sunt mai des întâlnite, le-am așezat pe primul, al doilea, al treilea loc. Cu cât sunt mai rar întâlnite în predicile Domnului Iisus, le-am așezat pe ultimul loc. Încă o dată, sacrilegiul împotriva templului, ipocrizia, lăcomia, blasfemia, Matei 12, încălcarea legii, Matei 15, mândria, Matei 20, pricina de potignire, Matei 18, lipsa de fidelitate, de loialitate, Matei 8, imoralitatea sau curvia cu toate componentele ei, Matei 5, pricina de potignire, Matei 18, lipsa de rodire, Ioan 15, mânia, Matei 5, păcatele vorbirii, care înseamnă clevetire, bârfă, vorbire de rău și așa mai departe, afișarea, Matei 6, lipsa de credință, de asemenea Matei 6, administrarea iresponsabilă a lucrurilor încredințate nouă ca administratori, adică banii, talentele, darurile, toate celelalte lucruri cu care Dumnezeu ne-a dotat, nu pentru noi. Dacă eu am darul să predic, vai de mine dacă nu predic. Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat darul acesta ca să ajung celebru, ci Dumnezeu mi-a dat darul acesta ca să ar în împărăția Lui. Dacă ție Dumnezeu ți-a dat darul să cânți, vai de tine dacă nu cânți. Pentru că acest dar ți l-a dat nu să cânți sau să nu cânți, nu să faci ce vrei cu el, ci ți l-a dat să ari în împărăția sa. Dacă ai un alt dar, vai de tine dacă nu-l folosești. Pentru că atunci când ai un talent și în loc să îl pui în negoț, să-l folosești, îl ții în buzunar pentru că vrei să demonstrezi altora că faci ce vrei cu cei al tău, atunci, ține minte, într-o zi Dumnezeu va spune, ruați-l și aruncați-l afară. Asta se va întâmpla cu tine dacă ai bani și nu-i dai lui Dumnezeu parte din ei. Dacă ai daruri și nu le folosești pentru că vrei să-i faci în ciudă păstorului, familiei sau comitetului. Ascultă-mă, Dumnezeu ți-a dat talanți nu să faci în ciudă cuiva. Dacă faci așa, ești un om firesc. Ești un om condus de fire, nu de Duhul. Nu monopoliza biserica lui Dumnezeu cu darurile pe care le ai. Nu sunt ale tale, sunt ale lui Dumnezeu. Pune-le imediat în folosul lucrării lui Dumnezeu, fără rezerve. N-ai dreptul să spui vreau sau nu vreau. Nu sunt ale tale. Ești doar un administrator pentru cel mult 80 de ani. La sfârșit Dumnezeu va spune, aruncați-l afară și va fi vai de sufletul tău. Ascultă-mă, fratele meu, pune în slujba Domnului ce ți-a dat Domnul. Dacă ai o descoperire, spune-o. Dacă ai un bănuț, dă-l. Dacă ai un dar, oferă-l bisericii Domnului. Pune îngrășământ în împărăție să crească. Lasă-o să se dezvolte. E împărăția lui Hristos pe care nimeni nu o va distruge. Pune umărul. Nu te trage înapoi. Nu mai fă ce vrei cu cei al lui. Pentru că nu ți-a fost dat ca să faci mofturi. Ți-a fost dat să-l pui în lucrare, să dezvolți împărăția, să se bucure Dumnezeu și oamenii. Sunt în adunare persoane care spun, nu fac pentru că
în loc, nu e păstorul cum vreau eu, nu-i dirijorul cum vreau eu, nu-i casierul cum vreau eu, nu merge biserica cum vreau eu. Imaginați-vă cum vor oamenii ăștia să manipuleze păstorul, dirijorul, biserica, primind de la el un cec de $1,000 dacă predicăm cum vrea el. Primim de la el o slujire dacă punem biserica așa, să se ducă în partea aia, că așa vrea el. Și mâine vine altul și spune, vă dau și eu și un cec de 1,000, dar luați-o invers. Și noi când urcăm, când coborâm, când țipăm, când vorbim în cec, după cecurile oamenilor. Frați și surori, nu suntem copii, suntem oameni mari. Împărăția lui Dumnezeu nu depinde de banii tăi, nici de banii mei. Și nu depinde nici de ambiția nimănui, că Dumnezeu este Domnul, numele Lui e Sfânt. Și cine se joacă cu Dumnezeu va plăti pentru asta. Scopul meu nu e să vă sperii, frații mei dragi. Scopul meu e să vă spun următorul lucru. Aveți statut de administrator, nu de stăpân. Opriți-vă cu aceste mofturi, opriți-vă. Dacă Dumnezeu v-a dat ceva, nu aveți dreptul să spuneți fac sau nu fac. Atunci când o persoană se convertește, se pocăiește prin credință, prin pocăință, principiul păcatului nu mai are putere asupra lui. Drept pentru care păcatele personale care se manifestau în viață, alcoolul, tutunul, drogurile, pornografia, furtul, minciuna, ipocrizia, lăcomia, toate celelalte, încetează. Pentru că atunci când îți pui umbrela deasupra, principiul ploii funcționează dincolo de tine, dar nu asupra ta. Picăturile de ploaie nu mai trec prin umbrelă, nu te mai udă. Păcatele personale, păcatele de manifestare pe care le face omul, le face pentru că el e sub principiul păcatului, e în fire. Degeaba un om firesc încearcă să nu mai păcătuiască. E un nou sens. E ca și cum stai sub ploaie și încerci să te ferești de picături. Păi râd și copiii de tine. Dacă stai sub ploaie, vei fi ud. Pune-te la adăpost, sub o umbrelă, sub o strașină, intră în casă și nu mai te uzi. Dacă trăiești în fire, adică în principiul păcatului, vei face păcate personale. Degeaba te ții tare să nu mai faci păcatul ăla și ăla și ăla, pentru că principiul păcatului funcționează în tine. Ești de sub principiul păcatului prin credință față de Hristos și pocăință față de păcat. Și dintr-o dată te vei elibera de această domnie a păcatului care te-a cucerit și te-a dominat. Și vei fi sub principiul lui Dumnezeu, al lui Hristos. Vei fi sub principiul Duhului. Lăsați-mă să vă citesc ceva din carte. Deschideți împreună cu mine la Romani. Suntem la capitolul 8 și citim versetul 1. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după principiul firii pământești, ci după principiul Duhului. În adevăr, legea Duhului m-a izbăvit de legea păcatului. Principiul Duhului m-a izbăvit de principiul păcatului. Păcatul e o lege, e un principiu, nu-i doar manifestarea aceea. Manifestarea aceea înseamnă păcat personal. Legea înseamnă că păcatul, ca și legea gravitației, e un fapt, e o autoritate care domină, care câștigă, care cucerește. Imperiul Roman a fost o autoritate. El a cucerit, a anexat națiuni care le-a încorporat, le-a inserat în imperiul lor, mărindu-l. Ei, păcatul e un principiu, e o lege care îi cucerește pe oameni, îi înghite. Și când păcatul îi cucerește și îi domină pe oameni, oamenii fac păcate personale și nu se pot opri. Degeaba încearcă să nu mai fure, că fură până moare. Degeaba încearcă să nu mai mintă. Omul firesc nu trebuie să-și pună mâna la gură să nu mai mintă, trebuie să se pocăiască. Și când iese de sub principiul păcatului, atunci nu mai minte și nu mai păcătuiește, deoarece natura lui nu mai e controlată de păcat, e controlată de Hristos. Soluția, frații mei, este nu să rămânem sub principiul păcatului încercând să trăim neprihănirea. Adică nu ne pocăim, dar vrem să fim neprihăniți. Soluția este să ieșim de sub principiul păcatului, să intrăm sub principiul Duhului, adică să ne pocăim, să venim la Dumnezeu. Și când ni se schimbă natura, atunci ni se schimbă și comportamentul. Nu poți să stai departe de biserică și să fii sfânt.
stai departe de facultate și ajungi celebru. Oamenii celebri la facultate, nu departe de facultate. Sportivii adevărați sunt pe stadion, nu la discotecă sau la bar. Pocăiții adevărați sunt la biserică, nu cine știe pe unde colindă. Să mă iertați. Vreau să vorbim despre caracteristicile păcatului. Păcatul este în conflict și în contrast cu caracterul lui Dumnezeu și cu scopul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, sunt mai mulți termeni, adică cuvinte, care definesc păcatul. Uitați ce vreau să înțelegeți. În Vechiul Testament sunt mai multe cuvinte care însemnau păcat. După cum în limba română e păcat, fără de lege, ajutați-mă, rău, nelegiuire, și înseamnă cam același lucru. Ei, la fel era în limba ebraică a Vechiului Testament sau în limba greacă a Noului Testament. Vreau să vă spun câteva din aceste cuvinte și să vă spun și locul unde se găsesc în Scriptură, pentru că în felul acesta vom observa anumite caracteristici, anumite valențe ale păcatului. Păcatul înseamnă mult, frați și surori. Păcatul e un munte. Păcatul e un principiu care se manifestă prin persoane și devine personal. Primul termen al păcatului e păcat. Deuteronom 19:15 e din ebraicul hata. Și aici înseamnă a greși ținta, a rata ținta, a eșua într-o misiune. În Vechiul Testament îl găsim de aproximativ 522 de ori. Aici, caracteristica păcatului înseamnă să ratezi ținta spre care mergi. Al doilea cuvânt pe care îl găsim este fără de lege, 2 Samuel 22:24. Vine din ebraicul aon și înseamnă a acționa greșit, a face ceva, dar strâmb. Aici caracteristica este să faci ceva greșit cu o intenție greșită. 3. Nelegiuire. Găsim în Mica, capitolul 1, versetul 5. E din ebraicul pesa, înseamnă răzvrătire sau revoltă sau revoluție. Caracteristica aici este revolta voinței umane împotriva voinței lui Dumnezeu. Exact cum a fost cu Lucifer și exact cum a fost cu Adam și Eva în grădină. Absolut la fel. Încălcarea legii divine, Levitic 1:5, ebraicul mal, înseamnă necredință. Caracteristica aici este să lucrezi împotriva responsabilităților care ți-au fost date de Dumnezeu. Nedreptatea, Levitic 19:15, ebraicul awel, înseamnă nedreptate. Caracteristica este să te împotrivești lui Dumnezeu. Adică în timp ce Dumnezeu vine înspre tine, tu să pui mâinile înspre El și să te împotrivești încercând să-L împingi înapoi. E numai o figură de stil ce am spus eu ca să ne imaginăm ideea. Răul, Genesa 2:9, este din ebraicul rau, înseamnă dezastru, în Genesa 44:34, sau boală, în Deuteronom 7:15, sau lucru neplăcut, în Genesa 28:8. Haideți să observăm că în Noul Testament se schimbă limba din ebraică în greacă și întâlnim și aici câteva cuvinte, câțiva termeni. Primul e păcat, Ioan 1:29, din grecescul hamartia, e cel mai întâlnit cuvânt care definește păcatul în Noul Testament. De aceea învățătura despre păcat se numește hamartiologie, adică logie, știință, hamartia, știința despre hamartia, despre păcat. Înseamnă ratarea țintei. Pui ținta, tragi și lovești în altă parte. Asta înseamnă să ai un scop și să nu-l atingi, să nu-l împlinești. Caracteristica este aici să nu ajungi la standardul impus de Dumnezeu. Al doilea cuvânt din Noul Testament e în Roman 5:19, înseamnă neascultare, vine din grecescul paracoie și înseamnă neauzire la ceea ce spune Dumnezeu, sau dacă totuși auzi, auzi strâmb, auzi greșit. Aici înseamnă neauzirea voiei lui Dumnezeu sau neîmplinirea voiei lui Dumnezeu. Fără de lege
În Matei 7:23 vine de la grecescul anomia și înseamnă pur și simplu să lucrezi în absența legii. Nu te interesează legea, faci cum te taie capul. Și spui, pe mine nu mă interesează de regulile din biserica asta. Păi nu te interesează, că nici pe diavolul nu l-a interesat. Ce om e ăla care spune unui polițist, pe mine nu mă interesează, domne, de semafor? Du-te, spune așa la un polițist că pe tine nu te interesează de semafor. Ce fel de om ești dacă spui treaba asta? Păi și în junglă sunt reguli. Să știți că există anumite obiceiuri ale animalelor care își tratează teritoriile. Nu vă dau exemple că nu-i timpul și sunt și jenante, dar să știți că animalele își tratează teritoriile. Și când un câine intră pe un teritoriu străin, atunci celălalt câine al căruia e teritoriu sare la el. Mai își cheamă câțiva prieteni pentru că el își protejează teritoriul. În lumea animalelor există blacuri, există cartiere, există suburbii. Încălcarea poruncii, 1 Timotei 2:14, parabasis, înseamnă să treci peste. Să treci peste. Adică să treci peste poruncă. Sau ofensă, Matei 6:14-15, paramptomara, înseamnă să rămâi în urmă. Nu să te duci înainte, comitere. Să rămâi în urmă, omitere. La fel de păcat este să treci dincolo, după cum să rămâi prea mult înapoi. Ce spunea Moise? Doamne, nu ne lăsa să ne ducem înainte fără tine, dar nici să nu rămânem în urmă timp în care tu mergi înainte. Trebuie să fii la pas cu Dumnezeu. Să știți că este complicat să fii la pas cu Dumnezeu. Prețul plătit, efortul făcut, confortul la care renunți ca să fii în pas cu Dumnezeu, e foarte mare. De aceea mulți oameni vin în adunare, dar nu sunt la pas cu Dumnezeu. Să știți că adunarea nu înseamnă neapărat la pas cu Dumnezeu. Adunarea nu înseamnă biserică. Biserica face parte din adunare. Nedreptate, Romanul 1:18, grecescul adichia, înseamnă pur și simplu să lucrezi împotriva dreptății și să nu te intereseze de dreptate. Foarte scurt, în câteva minute, să vorbim despre consecințele păcatului. Păcatul are consecințe. Niciun om nu scapă de bilul după ce mănâncă la restaurant. După ce ai mâncat, trebuie să plătești, dacă n-ai plătit înainte. Sunt consecințe imediate și sunt consecințe îndepărtate. Consecințe imediate, efectul asupra relației cu Dumnezeu, moarte spirituală. Înainte de căderea omului în păcat, omul avea părtășie cu Dumnezeu, părtășie care s-a rupt în urma căderii. Noi știm că moartea spirituală înseamnă separarea sufletului de Dumnezeu, deoarece omul a continuat să trăiască și după ce a murit spiritual. Aduceți-vă aminte că Adam a mai trăit încă 800 de ani după ce a murit spiritual. Moartea spirituală nu înseamnă moarte fizică. Moarte spirituală înseamnă să te dea Dumnezeu afară din compania Lui. Asta înseamnă. Te avertizează o dată, te avertizează de două ori, îți dă un final notice și la urmă spune ok, acum du-te, du-te cu cine vrei. Și afară ești. Și după aceea poți să mai trăiești mult și bine, dar ești mort spiritual. Nu confundați venirea la adunare cu viața spirituală. Frați și surori, viața spirituală înseamnă una, iar venirea între oamenii din adunare înseamnă alta. Sunt două lucruri foarte diferite. E adevărat că ele se și întrepătrund. E adevărat că se și întrepătrund. Efectul asupra naturii, depravarea naturii umane, efectul asupra trupurilor, moartea fizică. După 800 de ani, Adam a murit și fizic. Dar ceea ce este trist este faptul că are efect asupra duhurilor, moartea veșnică. Moarte spirituală înseamnă să nu mai trăiești cu Dumnezeu, timp în care continui să trăiești în trup. Moarte fizică înseamnă să mori și să te ducă la funeral și apoi la cimitir. Moarte veșnică înseamnă să mori fizic, timp în care ești mort spiritual, atunci te duci drept în iad. Drumul de la cimitir e la iad, următorul popas este iadul. Cine nu moare în Domnul, merge în iad. Cine moare în Domnul, mă refer la moartea fizică acum, merge în cer. Spunea Hristos, chiar dacă ați fi murit, se referea la moartea fizică. Voi trăiți, se referea spiritual. Efectul asupra mediului înconjurător.
Aduceți-vă aminte că șarpele a fost blestemat de Dumnezeu, pământul a fost blestemat de Dumnezeu. Înainte nu erau pălămidă, spini, mărăcini. După ce Dumnezeu a blestemat pământul, au apărut. Lumea animală a avut de suferit. Animalele s-au împărțit în domestice și sălbatice. Înainte de căderea în păcat, nu au existat animale sălbatice. Păcatul le-a făcut sălbatice, tot din cauza lui Adam. Leul e sălbatic din cauza lui Adam. Și noi suntem unde suntem, tot din cauza lui. Dar nu numai din cauza lui. Consecințe îndepărtate. Corupția. Omul are o natură coruptă. Vinovăția. Sentimentul de vinovăție confirmat de jertfele din Vechiul Testament. Oamenii au fost convinși că-s vinovați, de-aia au adus jertfe. Sentimentul religios este o exprimare a vinovăției umane. Ceremoniile religioase, ritualurile religioase exprimă sentimentul de vinovăție cu care, prin care încearcă să-L îmbune pe Dumnezeu, să-L câștige pe Dumnezeu. Apăsarea conștiinței care e vocea lui Dumnezeu. Vorbim acum despre pedeapsă, ca despre o consecință a păcatului. Dumnezeu l-a pedepsit pe Adam. Aduceți-vă aminte că nu l-a blestemat, dar l-a pedepsit. I-a spus, de astăzi înainte vei munci, frate. Nu mai administrezi. De astăzi înainte muncești, dar nu mai muncești ca până acum. Acum muncești între mărăcini. Și pun pământul să-ți dea mărăcini ca să muncești greu și să te saturi de păcat și de mândrie. Asta este munca bărbatului. Observați ce îi spune Evei, pedeapsa pentru Eva. Vei naște cu durere și vei fi tot timpul subordonată bărbatului tău. Dorințele tale se vor ține după el. El merge în față și tu după el. Tot timpul vei fi pe locul 2. A inventat americanii prin 60 feminismul și zice, gata, domne, femeia nu mai e pe locul 2. Nu spun că femeia e pe locul 2 în sensul că e inferioară. Dar să știți că consecința păcatului pentru Eva este următoarea. Dorințele tale se vor ține după soțul tău. Poate să se inventeze super feminismul, orice ați vrea. Dorințele femeii se vor ține după soțul ei, pentru că este o consecință a păcatului adamic. Pe asta nu o demontează nimeni. Este pedeapsa pe care a stabilit-o Dumnezeu. După cum noi nu putem desfința spinii, mărăcinii și pălămida, tot la fel femeile nu pot niciodată evita această dependență de soții lor. Dorința lor se ține după a lor. Asta spune cuvântul Domnului. Cine crede cuvântul Domnului trebuie să creadă și ce spune el. Există o pedeapsă asupra omenirii. Sunt pedepse naturale, sunt pedepse sociale, sunt pedepse de toate felurile. Războaiele, cutremurele, nenorocirile, toate acestea sunt pedepse asupra societăților omenești. Pedeapsa asupra șarpelui, care a fost manifestarea fizică a diavolului. Dumnezeu l-a pedepsit să se târască pe pământ. Asta înseamnă că până atunci nu se târa pe pământ. Și l-a pedepsit să mănânce pământ. Asta înseamnă că înainte nu mânca pământ. Părerea mea e că arăta altfel. Altfel, Dumnezeu, diavolul nu venea sub formă de un animal foarte urât la femeie. În general, oamenii au oroare de șarpe. Personal, cunosc câțiva bărbați care dacă văd un șarpe, pleznește fierea în ei de frică. Niciun om nu se simte confortabil în prezența unui șarpe. Cu siguranță n-a venit diavolul sub forma unui animal urât la Eva, că Eva ar fi fugit. A venit sub forma la ceva drăguț, la ceva atrăgător, la ceva care arăta bine. De aceea Dumnezeu l-a blestemat să arate rău. Însă există și o pedeapsă a lui Satan. Ostilitate permanentă între sămânța lui și sămânța femeii. Sămânța lui sunt oamenii nemântuiți, sămânța femeii poporul Domnului, Israel sau biserica. Aș vrea să încheiem, frați și surori, spunând despre faptul că libertatea de a alege ne face responsabili. Și responsabilitatea noastră este față de păcatul adamic. Când ne naștem, ne naștem în păcat. Spuneam cu două duminici în urmă la studiul biblic din 1 Corinteni, capitolul 7, despre subiectul acela complicat în unele biserici, potrivit căruia unii copii când se nasc sunt sfinți, alții nu sunt sfinți. Doi copii, amândoi de câte un an, unul dacă moare merge în cer, celălalt dacă moare merge în rai, în iad. Și vreau să spun acum următorul lucru. Când un copil se naște în păcat,
Păcatul se numește păcat adamic. El se naște sub incidența păcatului adamic. Dar păcatul adamic e inactiv. E doar potențial. El devine activ la vârsta la care copilul devine conștient de realitățile vieții. Și când devine conștient, dacă l-alege pe Hristos prin pocăință și credință, păcatul acesta e iertat. Dacă nu l-alege, în momentul acela e activat asupra lui. E ca și bomba pe care și apeși pe bumb, pe buton și începe numărătoarea inversă. Bomba există de mult, dar n-a fost activată. O să vorbim mai mult despre asta într-o viitoare duminică dimineața, când vom reveni la studiul din 1 Corinteni. Păcatul adamic, să știți că este un păcat sub care Hristos nu s-a născut, deoarece El s-a născut într-un mod diferit de modul în care ne-am născut noi. Aș vrea acum să încheiem, pentru că s-a epuizat timpul, și să ne gândim la următorul lucru. Noi ne cunoaștem bine, frați și sorori. Iar dacă ne-am pierdut memoria, memorie care ne ajută să ne aducem aminte cine suntem, atunci ne trebuie doar două clipe de rugăciune să spunem: Duhule Sfânt, ajută-mă să mă văd așa cum mă vezi Tu. Ajută-mă să n-am despre mine o părere mai înaltă decât se cuvine. Să nu cred că dacă am îmbătrânit în adunare, înseamnă că sunt sfânt. Să nu crezi că dacă m-am pocăit și m-am botezat, înseamnă că sunt sfânt. Este importantă venirea la biserică și, în mod normal, sfințirea este asociată cu venirea la biserică și cu petrecerea mai multor ani în biserică, dar nu este în mod obligatoriu așa. Aș vrea să vă invit, scumpii mei, să vă gândiți la următorul lucru. Anii de zile pe care i-am petrecut în biserică ne-au ajutat să renunțăm la păcat sau nu? Nu se pune problema câți ani avem în adunare. Credeți-mă că n-are nicio importanță. Ceea ce este important este dacă anii pe care i-am petrecut în adunare ne-au ajutat să scoatem păcatul din noi și pe noi de sub autoritatea Lui. Dacă noi suntem tot sub principiul păcatului, 50 de ani să avem în adunare, să știți că acest 50 de ani ne condamnă, pentru că am stat în școală și numai repetenți am fost. Noi ar trebui să nu mai fim sub principiul păcatului în fire și sub principiul Duhului. Iar păcatele personale să nu mai existe, deoarece nu mai trăim sub principiul păcatului. Aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră așa cum mă auto-invit pe mine. Vă rog, stați înaintea Domnului, că Domnul s-ar putea să vină la noapte. Și întrebați-vă, sunteți sub principiul păcatului? Veți ști dacă da sau nu, în funcție de frecvența păcatelor personale. Dacă ești ud, înseamnă că nu ești sub umbrelă. Dacă ești uscat, înseamnă că e ok în timp ce plouă. Uitați-vă la păcatele personale și dacă sunt dese, dacă sunt repetabile, înseamnă că principiul păcatului funcționează. Dacă există neprihănire, dedicare, apropiere de Dumnezeu, înseamnă că principiul păcatului e anulat și sunteți sub umbrela principiului Duhului. Scumpii mei, vă invit să ne cercetăm și să ne rugăm împreună Domnului. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.